Un român care câștigă salariul minim pe economie ar avea nevoie să economisească 10% din salariu timp de 26 până la 51 de ani ca să-și poată cumpăra o mașină nouă cu programul Rabla. Este important de menționat că peste 1,5 milioane de români lucrează în acest moment pe salariul minim. Iar la nivel european, România are de două ori mai mulți angajați care lucrează pe salariul minim pe economie comparativ cu media europeană. Totodată, o persoană cu salariul mediu pe economie ar avea nevoie să economisească timp de 10 până la 20 de ani ca să-și cumpere o mașină cu programul Rabla. Având în vedere faptul că un salariat fie se angajează să economisească 10% din salariu, fie se angajează să plătească procent pe lună la rată la bancă, care este mai mare de 10% din salariu, desigur, în esență ajungem în același loc când vine vorba de achiziționarea unei mașini.